Peste 100.000 de absolvenți de liceu trec săptămâna asta prin emoțiile probelor scrise ale examenului de bacalaureat. Unii își doresc un subiect din genul liric, alții să nu aibă ghinionul să le pice moara cu noroc. Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Cum faceți? Cum sunteți? Cu emoții. Cu emoții. Mari? Ok, e ok. Nu chiar ok ești? Da. Ne gândim ce pică. Sperăm doar să nu fie epic atât tot. Mai greu cu epicul, ne-am pregătit mai mult pe liric. Să sperăm liric. Cum sunteți voi? Ok-iși? Suntem ok, da. Am avut crizele acum o săptămână, acum ne-am mai calmat. Păi ce se întâmplă acum o săptămână? Cum vă manifestați? Păi, nu prea puteam să dorm, sincer. Da. Dar m-am pregătit foarte bine și acum nu mai am niciun stres. Greu la română, bacul? Nu, e greu. Sunt foarte multe informații de reținut, ca la istorie, dar îmi pare că mai ușor totuși decât la istorie, pentru că e foarte mult pe interpretare și dacă citești operele, e destul de simplu să dezvolți. Nu e așa complicat. N-ar trebui să fie greu, deoarece am fost în pandemie atâta timp, dar s-ar putea să ne lovească cu o operă mai grea și să ne strice vara la toți. De ce te temi? Eu de moara cu noroc au dat anul trecut și nu prea m-am axat prea mult pe ea, dar în rest mă simt pregătit. La Călăraș se înregistrează și o premieră în ceea ce privește corectarea lucrărilor. Jurnalistul Ana Maria Tuică intră în direct cu detalii despre ce e vorba, Ana. Bună dimineața, Ioana, bun găsit tuturor! S-a gândit Ministerul Educației să introducă anul acesta un program pilot prin care să încerce să evite acele situații întâlnite anii trecuți, mai ales anul trecut, când apăreau, după soluționarea contestațiilor, foarte mari diferențe de note față de nota obținută inițial de un candidat. Fie la evaluarea națională, însă cele mai multe cazuri, ne amintim, s-au înregistrat la bacalaureat. Așadar, există acest proiect pilot desfășurat anul acesta pentru evaluarea națională în județul Dâmbovița, iar pentru bacalaureat în județul Călăraș, această corectură digitală. Asta înseamnă că în momentul în care un elev predă lucrarea, dacă acea lucrare este evaluată diferit, cu diferență de un punct între cei doi profesori evaluatori, platforma care se încearcă a fi implementată și un program ce va fi extins, dacă va funcționa foarte bine la nivel național începând de anii următori, sesizează această diferență mare de notare între profesorii evaluatori și ceea ce face este să trimită practic lucrarea mai departe la alți doi profesori. Vom vedea ce rezultate va avea această evaluare anul acesta. Și pentru că am ascultat mai devreme părerile copiilor legate de subiectele care vor fi date anul acesta, vă spun și eu în linii mari cum este structurat acest examen. La primul subiect vor fi formulate mai multe cerințe pe baza unui text la prima vedere. La subiectul al doilea, care este important, desigur, și el, vor avea copiii de comentat tot așa un text la prima vedere, iar la subiectul al treilea vor trebui să argumenteze de ce un text dintr-o operă lirică studiată la clasă sau epică, desigur, se încadrează într-un gen narrativ și de asemenea pot să prindă și caracterizarea unui personaj. Îi așteptăm pe copii să iasă din examen, 3 ore de aici înainte au timp la dispoziție să rezolve subiectele și vedem, desigur, cum s-au descurcat.